Și adunarea lui Dumnezeu să spună amin în cinstea Domnului. Lăudat să fie Domnul. Poporul Domnului, permiteți-mi să citesc din Cartea lui Dumnezeu, din Evrei, capitolul 1. Versetele 1 la 4. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a făcut moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. El, care era oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și așezut la dreapta mării în locurile prea înalte, ajungând cu atât mai presus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Amin. Reocupați-vă locurile, dragii mei. Suntem bucuroși de faptul că Dumnezeu ne cercetează și spunem lăudat să fie Domnul. Noi ne rugăm să dea Dumnezeu cuvânt fraților predicatori și să ungă Dumnezeu cu puterea divină cântările și rugăciunea. Dar dacă nu simțim cercetarea aceea a Duhului care trece dincolo de pregătirea omenească, atunci rămânem neputincioși pe cale și înfrânți. Am avut sărbători frumoase și binecuvântate de Dumnezeu. Au fost aglomerate, că mai bine să fie aglomerate decât pustii. Au fost aglomerate de noi și de copiii pe care ni-a dat Domnul. Au fost aglomerate de formațiile pe care Dumnezeu, prin oamenii aceștia care cârmuiesc leviții, le-a făcut. Și suntem bucuroși de asta și îl lăudăm pe Dumnezeu. Acum vrem să predicăm și Evanghelia Domnului. Socotim că ea trebuie predicată și vai de noi dacă nu facem asta. În seara aceasta aș vrea să vorbesc despre istoria întrupării. Crăciunul este o sărbătoare anuală. Și pentru că de fiecare dată citim aceleași texte biblice, că nu sunt multe, Matei și Luca, Evrei, Mica și Judecători. Și întotdeauna predicile cam vorbesc despre același lucru, ori despre păstori, ori despre magi, ori despre Maria, ori despre Iosif. Noi toți, aproape că știm dinainte ce o să spună predicatorii, fenomenul acesta ne expune pe noi la o lipsă de curiozitate, la o stare de amorțeală și de plictiseală. Și când mă uit la dumneavoastră, încerc să văd dacă nu cumva am ajuns așa de rău încât să ajungem acolo. Amin. Același fenomen se întâmplă în casele noastre, la sărbătorile noastre, când avem ziua de naștere a unuia din familie sau aniversarea. De ani de zile e aceeași zi de naștere, dar nu suntem plictisiți niciodată. Așa mare buchet de flori cumpărăm și așa cadou frumos luăm și așa surpriză facem și așa prăjituri și sărbătoare, de gândești că e prima și ultima zi de naștere. Ce bine știm noi să ne organizăm sărbătorile când e vorba de noi și de copiii noștri și de tovarășul de viață, și să nu știm noi să organizăm o sărbătoare pentru regele regilor și pentru împăratul împăraților. Poporul Domnului nu poate să ajungă așa de rău niciodată. Este demnitatea și misiunea noastră să trăim clipa întâlnirii cu regele și când este ziua lui de naștere, o emoție să ne cuprindă, chiar dacă am trăit 5 milioane de ani, de 5 milioane de ori, o să simțim emoția aceasta a faptului că Iisus a întrupat. Trăiască Domnul! Carnea și sângele nu se pricep la lucrurile astea, dar Duhul lui Dumnezeu e în noi! Și Evanghelia ne învață cum trebuie să reacționăm la șoapta Duhului și la prezența Domnului. Și n-o să ne lăsăm. În general, oamenii apreciază un lucru atunci când
sunt convinși de nevoia și valoarea Lui. De aceea, în seara aceasta, în intenția mea de a vorbi, de a prezenta istoria întrupării, este mult să spun istoria întrupării, ceva despre istoria întrupării, aș vrea să vă spun câteva lucruri. Primul dintre ele este să vă aduc aminte de degradarea mediului și vieții pe pământ. Legea entropiei, care este una dintre cele trei legi ale termodinamicii, spune că toate sistemele fizice din existența noastră tind în mod natural și obișnuit să se dezintegreze, să se dezordoneze și să se degradeze. Marele Albert Einstein, spre exemplu, spunea că aceste trei legi sunt legile primordiale pentru toate științele lumii. Creaționismul, potrivit acestei legi, spune că săgeata timpului este în jos. Fă curățenie în casă, încui-o și pleacă. Întoarce-te peste 2 săptămâni și să-mi răspunzi la următoarea întrebare. Cine a pus praful acolo? Cine a adus păianjenul în casă? Ia-ți o mașină nouă și răspundem la următoarea întrebare. Cine a ruginit-o? Îți trebuie 2-3 ani ca să construiești ceva și îți trebuie 2-3 minute sau 2-3 ore să strici ceva. Este de la sine înțeles că lucrurile se strică degeaba, dar nu se construiesc degeaba. Evoluționismul spune că se merge spre bine, săgeata e în sus. V-ați culcat vreodată într-un cort și v-ați trezit într-o casă? V-ați culcat vreodată cu treaba făcută pe jumătate și v-ați trezit cu treaba terminată? Ateiștii și evoluționiștii n-au dreptate. Legea entropiei este știință și Biblia o confirmă. Trăim într-o lume unde entropia este un fenomen. Ea se vede în viața noastră, îmbătrânim, încep să nu mai funcționeze bine componentele existenței umane, materiale, cât un organ, cât un mădular începe să aibă dureri și să dea rateuri și mergem la doctor și îl mai proptim cu boabe, cu medicamente, cu nu știu ce frecții și unguente. Asta este viața și casele noastre se ruginesc și casele noastre se strică și mai e nevoie să le îndreptăm și mașinile noastre trebuie fixate și de 2 ori pe an facem ziua voluntarului la biserică, legea entropiei, adică toate lucrurile se strică fără explicație. Adevărul este că la începutul creației toate lucrurile au fost făcute foarte bine de Dumnezeu. Omul nu îmbătrânea, nu se îmbolnăvea și nu murea. Animalele nu erau violente și nu existau conflicte și lupte. Orice sistem fizic, moral sau spiritual era pozitiv și constructiv. Însă toate acestea până când a intrat diavolul și prin diavolul instigarea la primii oameni și prin neascultarea lor, prin trădarea lor, prin infidelitatea lor, a apărut fenomenul numit păcat. Și păcatul a stricat prietenia, relația dintre om și Dumnezeu. În momentul acela s-a declanșat entropia care era potențială, activându-se. Și a apărut procesul de îmbătrânire. A apărut potențialitatea morții, a îmbolnăvirii. Dintr-o dată animalele s-au transformat în sălbatice, violente. Au apărut crimele. Fratele l-a omorât pentru prima oară pe fratele lui. Acan a furat pentru prima oară. Ham l-a dezonorat pe tatălui, pe Noe, pentru prima oară. Au apărut cutremure, uragane, inundații, boli terminale și tot felul de alte nenorociri care a făcut un haos din lumea în care trăim. Lumea noastră este bântuită de tot felul de necazuri și de suferințe. Trăim pe o insulă numită Planeta Albastră, care nu ne mai ajunge. Nu ne mai ajunge aerul, nu ne mai ajunge pământul, nu ne mai ajung resursele. Astăzi se face carne din orice, nici nu îmi permit să vă spun din ce se și face. Foarte multe dintre lucrurile pe care le mâncăm sunt chimice. Sunt artificiale. Suntem expuși la tot felul de teste fără să știm. Suntem victime ale unor sisteme care au o politică pe care noi nu o cunoaștem. Suntem invadați de boli de care nu ne putem feri. Avem sisteme de alarme pe casă.
Avem asigurări pe mașină, pe noi înșine. Și în ciuda la toate investițiile, la toată securitatea, la toată armata acestei țări, care e cea mai puternică din lume, de departe cea mai puternică, rămânem vulnerabili. Niciunul dintre noi nu poate să meargă la spital și să o aducă pe Ramona acasă sănătoasă. Niciunul dintre noi nu poate să oprească criminalitatea din cel mai violent oraș din Statele Unite. Niciunul dintre noi nu poate să schimbe o singură inimă murdară a unui muritor dintre americani, dintre cele 300 de milioane de locuitori. Niciunul. Trăim într-un mediu viciat. Trăim într-un context plin de violență, de ură, de nedreptate, de nebunie, de răzbunare, de agresivitate. Nimic nu mai este la loc. Nebunia conduce, violența conduce, pofta conduce, prostia conduce. Acesta este mediul în care noi trăim. Condițiile de viață au devenit ostile. Războaiele decimează miliarde de oameni. De-a lungul istoriei umane, miliarde de oameni au fost omorâți. Poporul evreu pe care Dumnezeu l-a format din Avram, Isaac, Iacov și din cei 12 fii care au devenit cele 12 triburi ale națiunii, a devenit idolatru. Dumnezeu l-a poruncit și le-a făcut promisiuni, însă din cauza păcatului, Dumnezeu i-a pedepsit. Cu 720 de ani înainte de Domnul Iisus, Tiglat-Pileser, împăratul Asiriei, a venit la regatul de nord și în anul 722 a distrus cele 10 seminții din partea de nord a Israelului și i-a împrăștiat printre toate națiunile pământului. 140 de ani mai târziu, în 580, a venit Nebucadnețar, împăratul Babilonului, și a distrus Ierusalimul și a luat cele două seminții în robie și le-a dus în Babilon pentru 70 de ani. În anul 445, împăratul Persiei, Artaxerxe, a dat un edict, o lege, prin care permitea și ajuta reconstrucția Ierusalimului, a zidurilor, a templului și întoarcerea la Ierusalim a căpeteniilor și a evreilor. Însă toate aceste lucruri n-au fost suficiente ca să schimbe inima oamenilor, care mai târziu Dumnezeu îi numește farisei orbi, vicleni, leneși și fățarnici. O națiune cu care Dumnezeu s-a luptat sute de ani și pe care n-a reușit să o disciplineze. Generația aceea a murit și altele au venit și astăzi este rândul nostru. Există o întrebare incomodă: suntem diferiți de ei sau la fel? În aparență suntem diferiți, în adevăr suntem tot diferiți? Al doilea lucru pe care vreau să-l prezint: profeții de restaurare împlinite în Hristosul întrupat. Dumnezeu, uitându-se la planeta care a ajuns așa de rău, unde nimeni nu se mai simte în siguranță, nu se mai simte iubit, nu se mai simte iertat, nu mai se simte apreciat, nici măcar în contextul familiei nu mai există lucrurile acestea, așa cum Dumnezeu le-a lăsat la început, când l-a făcut pe Adam și pe Eva. Dumnezeu a intervenit în istoria oamenilor și a făcut niște profeții cu sute de ani înainte să se întâmple. Și profețiile acestea au vrut să fie un mesaj de încurajare pentru oameni. Hei, vine Dumnezeu și se implică. Mi-aduc aminte că îmi povestea bunicul cum oamenii alergau pe străzi la sfârșitul celui de-al doilea război mondial în România și spuneau: vin americanii și ne scapă, vin americanii și ne scapă, ne scapă de ruși, ne scapă de nemți, ne scapă de turci, ne scapă de austro-ungari, vin americanii și ne scapă. Ei bine, când Dumnezeu a început să facă promisiunile acestea prin profeți, atunci o șoaptă a devenit o motivație națională: vine Dumnezeu și ne scoate de aici, vine Dumnezeu și ne ridică, vine Dumnezeu și ne schimbă, vine Dumnezeu și ne învață, vine Dumnezeu și face din noi ceea ce a trebuit să fim în vremea lui Avram, Isaac, Iacov și cei 12 fii ai lui. Și Dumnezeu a început să vorbească prin profeți și să promită. Ce anume a promis Dumnezeu?
într-un context al falimentului, într-un context al dezastrului, într-un context al manifestării entropiei, nu doar în aspectele fizice ale sistemului de viață, ci și în aspectele emoționale, spirituale, morale, relaționale, absolut în toate segmentele vieții. În acest dezastru uman care se derulează pe planeta blestemată, care se situează sub văzduhul unde domină viitorul anticrist, aici a venit Dumnezeu cu domnia Lui și a făcut niște promisiuni. Ce a promis Dumnezeu? Când disperarea și necazul erau la culme, când speranțele celor mai tari s-au pierdut, într-un mod miraculos, dar modest, pe scena istoriei apare restauratorul, apare vindecătorul, apare mântuitorul, apare iertătorul, Iisus Hristos, Mesia, Emanuel. Dumnezeu l-a trimis ca să fixeze lucrurile, să le aducă din nou în ordine. Dumnezeu l-a trimis ca să ridice, să ierte, să mântuiască, să învețe, să dea direcție, să formeze din nou un popor care să fie al lui Dumnezeu, care să nu mai fie idolatru, care să nu mai fie destrăbălat, care să nu mai fie împins de spiritul lumii, motivat de instincte primare și de pofte, ci să fie un popor ales, să fie un popor sfânt, să fie un popor cu o conștiință curată, să fie un popor care trăiește în puritate, să fie un popor care nu se mai vinde diavolului, să fie un popor care nu are nicio legătură cu lumea, să fie un popor care e învățat de cuvântul lui Dumnezeu și motivat de Duhul lui Dumnezeu, să fie un popor care trăiește cu Dumnezeu, un popor sfânt, un popor sfânt a unui Dumnezeu sfânt. Și Dumnezeu începe să vorbească. Și Dumnezeu începe să promită. Și Dumnezeu începe să pună limite. Și spre exemplu, Matei 4:13-16 spune: a părăsit Nazaretul Hristos și a venit și a locuit în nord, în Capernaum, lângă mare, în ținutul lui Zabulon și Neftali, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: țara lui Zabulon și țara lui Neftali, înspre mare, dar dincolo de Iordan, adică în Galileea neamurilor, norodul acesta care zăcea în întuneric, zăcea în întuneric, norodul acesta zăcea în întuneric, nu mai era nicio lumină, nu mai era lumină în copii față de părinți și invers, nu mai era lumină în tovarășul de viață, în relația de fidelitate, de respect și de omenie, nu mai era lumină în guvernatorii, în oamenii care sunt puși să guverneze, dar nici în oamenii care sunt guvernați, nu mai era lumină deloc, doar minciună, furt, mișelie, infidelitate, idolatrie și crimă, doar atât, nu mai era lumină, era întuneric. Întuneric în inimile oamenilor, întuneric în relațiile oamenilor, întuneric în religiile oamenilor, întuneric și fățărnicie. Și el a venit acolo unde era întuneric, unde nu mai era lumină, în ținutul lui Zabulon și Neftali. Și Scriptura spune următorul lucru: și peste cei ce zăceau în ținutul și în umbra morții a răsărit lumina. Oameni care zăceau în umbra morții, astăzi lumea aceasta zace în umbra morții. Președinți de stat zac în umbra morții, legiferează tot felul de legi care dezonorează pe Creator, care dezonorează și care desfigurează și care manipulează și care malformează sufletele copiilor, ale tinerilor și ale adulților. Oameni educați, oameni care au aici tehnologia lumii, dar care n-au nicio notă și niciun spirit de moralitate, nu se mai tem de Dumnezeu și nu mai au morală, nu se mai roagă, sunt disprețuitori, sunt falși, sunt plini de sine și mândri, aroganți, au ajuns la nebunie, au ajuns la tot felul de perversiuni și de mizerii, practică urciunea și o beau ca pe apă, pentru că trăiesc în umbra morții. Și în această zonă a planetei Pământ, care trăia în umbra morții, a venit Hristos. A venit restauratorul să-i ridice pe oameni, pentru că sunt făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, să nu-i lase în moarte. Dragostea lui Dumnezeu i-a căutat prin Hristos. A venit să le șteargă lacrimile. A venit să desfințeze poligamia, nebunia aceasta de a-ți cumpăra neveste, așa cum îți cumperi pantofi, mai multe perechi. Să nu stai într-una.
A venit El în umbra morții. El a venit ca să pună lucrurile la loc. El a venit ca să pună lucrurile la loc. Cu această misiune a spus: iată-mă, trimite-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Și Dumnezeu a început să facă promisiuni. Și i-a promis lui Moise că va veni un alt eliberator, un proroc ca tine, să ascultați de el. Apoi a promis că se va întrupa printr-o fecioară, Isaia 7:14. Ce credeți că au crezut oamenii când au auzit că Mesia se va întrupa printr-o fecioară? Dacă n-ar exista experiența noastră de Crăciun, că Iisus Hristos a întrupat printr-o fecioară, și eu v-aș spune dumneavoastră că Dumnezeu a vorbit printr-un proroc, că o domnișoară, o fată, iertați-mi expresia, o virgină, va naște, ce ați zice de mine? Ați zice că mi-am pierdut mințile, nu? Dar e normal să ziceți așa. Și v-aș spune, nu, că de la Duhul Sfânt, dar cum vine aia de la Duhul Sfânt? Dar nu știu să vă spun cum vine aia. Credeți că pentru oamenii din vremea aceea a fost ușor să înțeleagă cum vine asta? Nu! A fost nevoie de credință, că aici nu te ajută știința și logica umană. Rațiunea rămâne în urmă. Rațiunea este un soț, o soție și vin copii. Așa da! Dar cum vine aia o fecioară de la Duhul Sfânt? Cum? Cine a mai auzit? Nimeni! Cine a mai văzut? Nimeni! Unde s-a mai întâmplat? Nicăieri! Atunci rezultatul este simplu, nici nu se va întâmpla. Și profețiile continuă. Mesia se va întrupa în Betleem. Betleem? Dar unde-i Betleemul? În Iudeea. Iudeea știu, dar unde-i Betleemul? Păi într-un astfel de oraș se va întrupa Mesia. Mesia se va întrupa la Ierusalim, cetatea păcii, cetatea marelui împărat. Se va întrupa la templu, înconjurat de preoți. Va intra în Sfânta Sfintelor. Va fi înconjurat de oamenii religioși ai vremii. Betleemul, unde-i Betleemul? Betleem? Betleemul era un punct mic după ce măreai harta la maxim. Era un sătuc. Și cuvântul Domnului spune o grămadă de alte lucruri. Va intra în Ierusalim călare pe un măgăruș. Nu mai imaginați-vă că această conștiință a preoților a fost confruntată când l-au văzut pe Iisus intrând în Ierusalim pe mânzul unei măgărițe. Pentru că Scriptura ne spune în Zaharia 9:9 că așa se va întâmpla. Sau în Psalmul 41 spune că va fi vândut de un prieten și spune că va fi vândut cu 30 de arginți în Zaharia 11. Și de asemenea spune că el va fi respins. Spune că va fi respins. Și oamenii vremii l-au respins. Toți l-au respins. Toți s-au rușinat de el. Toți au fugit de el. Nimeni n-a vrut să ia apărarea. Nimeni n-a vrut să intre în conflict cu preoții vremii, cu autoritatea vremii, ca să spună: hei, oameni buni, ce aveți cu el? Că n-am auzit pe nimeni să spună ceva rău despre el. Nimeni. Au tăcut cu toți ca niște lași, că așa sunt oamenii. Și în acest dezastru a coborât el. A venit restauratorul și mântuitorul și vindecătorul și iertătorul. Mila lui Dumnezeu a venit pe pământ într-o formă de copilaș. Și a luat naștere o sărbătoare pe care noi o aniversăm anual. E o mare responsabilitate să te implici în această sărbătoare, pentru că este vorba despre Dumnezeu. Și pentru că această abundență de iubire care s-a manifestat ne obligă pe noi să ne raportăm la ea cu aceeași metodă și cu aceeași atitudine, cu responsabilitate, cu sensibilitate, și să nu lăsăm carnea să ne spună: sunt obosit. De câte ori nu te-ai dus la lucru obosit? De câte ori n-ai făcut 3 feluri de mâncare, obosită, frântă, dar au venit musafirii și nu o să le spui: știi ce, du-te la hotel 2 zile, lasă-mă să odihnești și la urmă vin la mine să mănânci. Spui așa? Nu! Moartă, coaptă, te apuci și gătești. Mort, copt, te urci în mașină și te duci la lucru. Mai adormi pe câte un semafor, dar n-ai ce face, asta e viața. Numai la biserică nu ne putem smuci. Numai la biserică nu putem să ne ridicăm și să spunem: eu în seara asta mă bucur, eu în seara asta sunt atent. În al treilea rând aș vrea să spun 2 vorbe despre restaurarea profețită de Isaia. În capitolul 9, versetele de la 1 la 7, Scriptura prezintă profeția de aici cu un caracter restaurator. Și observați ce spune: lumina va învinge întunericul
într-o stare de dezastru, unde nu mai exista lumină, vine Dumnezeu și spune în Isaia 9 următoarele cuvinte: lumina va învinge întunericul. Trebuie să vă bucurați, poporul Domnului, pentru că lumina va învinge întunericul și toate pe cheltuiala lui Iisus Hristos, care se va înghesui într-un copilaș și printr-o fecioară va veni în existență umană între noi. Și Petru și apostolii spuneau: l-am văzut cu ochii noștri, mărturisim ce am văzut. Și Isaia continuă. Nu am timp să citesc versetele biblice. Bucuria va învinge necazul. În țara în care acum este necaz, aduceți-vă aminte, bucuria va învinge necazul. Dacă ești în necaz astăzi, ascultă-mă, e glasul Domnului, nu al meu. Dumnezeu va învinge necazul acela în care ești. Trebuie doar să te rogi și să-i spui necazului următorul lucru: vrăjmașo, nu râde de mine, că eu am un Dumnezeu care se va scula și va veni în ajutorul meu și îți va pune piciorul pe cap și te va zdrobi. Dacă nu astăzi, mâine, dacă nu mâine, va veni și se va lupta pentru mine, pentru că eu sunt copilul lui, eu sunt din neamul lui, eu sunt din familia lui și mila lui Dumnezeu mă va căuta, mă va găsi și mă va ridica. Nu râde de mine astăzi că sunt încercat. Nu râde de mine astăzi că sunt pus în teasc de Dumnezeu cu o misiune specială. Nu râde de mine să nu-mi spui că sunt părăsit. Pe mine nu mă părăsește stăpânul. În cel mai rău caz eu îl părăsesc pe el, dar el nu mă poate părăsi pe mine. El este Dumnezeul meu și nu a părăsit niciodată pe nimeni. Pentru că dacă o mamă își poate uita copilul pe care îl alăptează, Dumnezeu nu uită pe nimeni. Dumnezeu nu te uită în vremea necazului. Poți fi mic neînsemnat, poți fi bătrân fără școală, fără bani, poți fi plin de datorii. Nu lăsa necazul să-ți fure bucuria și speranța. A fost făcută o promisiune: necazul va fi învins de biruință. Bazează-te pe promisiunea lui Dumnezeu. Iertarea va învinge robia. Că jugul care apăsa asupra lui, toiagul care îi lovea spinarea, nu iau acelui ce l-a suprea, le-ai sfărâmat. A venit Domnul și a sfărâmat nuiaua, a sfărâmat bota, a sfărâmat jugul ăla care pur și simplu te-a îngenunchiat, te-a frânt și te-a transformat într-o victimă. Frate, nu mai pot. Frate, îmi vine să-mi pun capăt zilelor. Ascultă-mă, nu necazul te-a împins aici, necredința. Rarele veniri la biserică, rarele deschideri ale cărții sfinte, rarele zile de post, rarele părtășii cu frații, necazurile fraților sunt normale în viață, bolile sunt normale, moartea e normală, toate sunt normale, că așa e existența, se învârte de la mine la dumneata. Ați văzut vreodată un meci de fotbal? Ați văzut mingea? Când încolo, când încolo. Când la o poartă, când la alta. Când în apărare, când în atac, ținu pe loc, numai în pauză e pe loc. Dar în rest, în timpul meciului, în timpul vieții, dă-i bătaie. Așa-i viața. Dacă ești bucuros, mulțumește-i Domnului și pregătește-te. Dacă ești amărât, roagă-te Domnului și așteaptă. Că așa-i viața. Și toate au rolul lor. Și Isaia continuă și spune: pacea va învinge războiul. Orice încălțăminte purtată în învălmășala luptei și orice haină de război tăvălită în sânge va fi aruncată în flăcări ca să fie arsă cu foc. Și toate aceste alternative se vor întâmpla pentru că un copil ni s-a dat, un fiu s-a născut. I se va spune minunat. Cum îi spun eu? Așa i se va spune, dar eu cum îi spun? Cum îi spui soției? Nu este așa că fiecare dintre noi în public ne strigăm soția după nume, dar când suntem doar noi cu ea acasă, fiecare are așa un apelativ din ăla care exprimă forma și culoarea dragostei din inimă pentru ea. Hani, nu, fiecare cum îi spune. Fiecare cum îi spune, că fiecare are un anumit fel de a exterioriza, de a verbaliza aceste simțăminte din interior. Cum îi spui Domnului? Știi cum îi se spune? Îi se spune minunat. Îi se spune sfetnic, sfătuitor, înțelept. Atunci când vrei să te însori sau să te măriți, du-te și întreabă-l pe el: de ce mă întrebi pe mine, eu ce să-ți spun? Nu știu. Atunci când ai probleme, întreabă-l pe el, el e sfetnicul, nu eu, sunt doar un pastor. Acestea sunt profeții făcute în Isaia. Apoi, încă un lucru pe care vreau să-l prezint este revelația descoperită de Ioan, în Ioan capitolul 1, versetele de la 1 la 8. Și revelațiile acestea, ca și profețiile lui Isaia, au un caracter
descoperitor, construitor, pozitiv. Și uitați ce spune el: viața ia locul morții, în el era viața și viața era lumina oamenilor. Viața ia locul morții dacă ai dus la mormânt pe cineva care ți-a fost cea mai dragă ființă din lumea aceasta. Să știi că într-o zi moartea, care pentru un timp ți l-a luat pe cel drag, într-o zi ți-l va da înapoi, pentru că Dumnezeu va chema moartea și va spune: dă-l încoace, și îl va lua. E adevărat că nu veți mai fi soț și soție sau părinte și copil, dar îl vei vedea, o vei vedea atunci când ne vom strânge din nou împreună. Va fi o vreme când vom fi din nou împreună. Marele număr al celor născuți din nou. Ce măreți va fi momentul acela. Moartea va fi jos, diavolul va fi zdrobit, neputința va fi sfidată, legea gravitației va fi înfrântă, iar noi, în niște trupuri absente de biologic, într-o dimensiune care nu mai are ceas și nu mai există spațiu, nu mai există geografie și continente, noi toți, cu cei pe care îi cunoaștem și cu cei pe care nu îi cunoaștem, vom face parte din marea ceată a oamenilor mântuiți. Asta înseamnă Crăciun. Asta este istoria întrupării. Domnul le-a organizat pe toate, Domnul le-a sponsorizat pe toate, Domnul le-a organizat pe toate, Domnul a cerut socoteală să se întâmple exact așa, Domnul și-a trimis armatele de îngeri ca să facă exact așa, Domnul a inspirat împărații, Domnul a pus la cale națiunile, Domnul a lucrat în istorie. Asta e istoria întrupării, asta e istoria lui Dumnezeu și noi suntem martori la ea. Noi ne minunăm de puterea lui Dumnezeu, cea foarte mare, care și în cer și pe pământ este absolută. De cine să ne temem dacă Domnul conduce? Cu o singură vorbă El schimbă istoria vieții unui om sau a unei națiuni, a întregului pământ. Ce mai spune revelația oferită lui Ioan? Repetă, lumina ia locul întunericului, versetul 5. Harul ia locul legii, al pedepsei, iar prezența lui Dumnezeu ia locul absenței lui Dumnezeu. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul care l-a văzut pe Dumnezeu este Fiul care vine din Dumnezeu și l-a arătat pe Dumnezeu, spune versetul 18. Mă apropii de încheiere. Cele mai mari trei daruri ale lui Dumnezeu din istorie. Atunci când Dumnezeu s-a apucat de treabă, Dumnezeu a făcut trei mari cadouri oamenilor. Primul mare cadou pe care l-a făcut Dumnezeu este cadoul de la Sinai, descoperirea lui Dumnezeu pentru om. Atunci Dumnezeu a dat legea. Și prin legea aceasta Dumnezeu și-a manifestat caracterul. Întotdeauna decalogul exprimă caracterul lui Dumnezeu. Orice lege pe care o dă comitetul, orice rânduială pe care o pune comitetul, pe care dumneavoastră l-ați ales în biserica aceasta, exprimă moralitatea lor, exprimă viziunea lor și exprimă caracterul lor. Dacă e un comitet din ăla așa foarte liberal, într-o zi ne veți vedea așa cum ne veți vedea, dacă ne veți mai vedea. Dacă e un comitet înțelept cu frică de Domnul, asta se va reflecta, se va vedea peste tot. Când Dumnezeu a dat legea, uitându-ne la legea Lui, ne facem o idee despre El. Pentru că așa cum e legea, așa e legiuitorul. Dacă o mașină merge așa pe stradă, opriți-vă și pe prima luați-o la dreapta sau la stânga. Ăla-i beat. Ori e bolnav, urmează să-i stea inima. Îți faci o părere despre un om când îl auzi vorbind, când îl vezi acționând. Primul dar al lui Dumnezeu este darul de la Sinai și darul acesta este descoperirea lui Dumnezeu pentru om. Al doilea dar e darul de la Betleem, acesta este arătarea lui Dumnezeu către om. Dumnezeu nu a mai fost la început, era cuvântul. La început a fost cuvântul la Sinai și Dumnezeu le-a dat cuvântul oamenilor. A fost doar un cuvânt în interiorul căruia era Dumnezeu, dar nu cu o formă omenească, ci cu formă de slovă. Dar era obligația să nu sau să da. Însă oamenii, să nu-i pui să nu sau să da, să-i lași în pace, că așa le place lor. De când e lumea, lumea așa. Numai o singură categorie de oameni își calcă pe ce le place și îl întreabă pe el: ție ce-ți place să fac în situația aceasta? Și Domnul spune: să fii sfânt cum sunt eu. Și atunci omul, deși îi lasă gura apă să bea, să fumeze, să mintă, să se răzbune sau să poftească, spune Psalmul 23, și pleacă. Și pleacă mângâindu-se cu următoarele cuvinte: într-o zi se va întoarce El, El care a venit odată deja aici și mă va răsplăti pentru înfrânarea mea. Mă va răsplăti pentru dărnicia mea. Mă va răsplăti pentru slujirea mea. E adevărat că am răbdat. Și n-am zis nimic, am încercat să mă comport ca el în conflictul pe care cineva mi l-a intentat.
Și am părut un pic cam prostuț în atitudinea mea de a nu-mi lua apărarea. Am trecut drept unul care are frică și nu știe să se descurce. Dar am făcut așa că de ani de zile mă disciplinez să fac așa. Dacă era după țandăra și după firea mea, făceam urât. Dar de ani de zile mă străduiesc să fac frumos, că așa l-am văzut pe el făcând. Te asociezi un pic cu mentalitatea asta de viață? Sau doar cu obiceiul de a veni la biserică? Te rog, nu te supăra că te întreb așa. Nu te întreb cu o notă de superioritate, ești fratele meu, ești din aceeași carne ca mine, dar te întreb, unde ai ajuns cu procesul de a te disciplina? Al treilea dar pe care l-a făcut Dumnezeu este harul de la cincizecime, de la Rusalii, și acolo este locuirea lui Dumnezeu în om. Harul de la Sinai, Dumnezeu s-a arătat în formă scrisă. Harul de la Betleem, Dumnezeu s-a arătat pur și simplu. Și harul de la cincizecime, când Dumnezeu nu că s-a arătat, dar a intrat în om și a spus, voi sunteți un templu în care eu intru și o să locuiesc acolo. Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt, că va pleca și veți rămâne ca înainte, goi, pustii, reci și urâți. Urâți și la propriu și la figurat. Aș vrea să vă spun o întâmplare și apoi o să vă las să ascultați ceva. Misionarul canadian Don Rickardson a slujit mai mulți ani, în insulele Noua Guinee și Indonezia. A învățat limba la două triburi de canibali care locuiau în ținuturile acelea sălbatice și de-a lungul anilor a încercat să le spună Evanghelia, adică să-L prezinte pe Mântuitorul Iisus Hristos, dar n-a găsit niciodată o metodă cum să le explice acestor oameni care aveau o formă de religie foarte primitivă, că există un Mântuitor care i-a iertat de toate păcatele și ei doar trebuie să primească iertarea, nu să o producă. Și n-a reușit. Dar la un moment dat, unul dintre triburi, care avea un șef de trib mai arogant și așa cu atitudini imperialiste, a intrat în conflict cu celălalt șef de trib și au intrat în conflict, în război, și au declarat război și erau gata să se încaiere, să se apuce la război. Atunci a venit misionarul care avea mare trecere în fața lor pentru că îi ajuta social, îi ajuta financiar, îi ajuta moral, îi ajuta medical, din toate punctele de vedere. Și le-a spus următorul lucru, dacă o să aveți război între voi, eu plec. Și pentru că ei nu și-au permit luxul să scape de, să fie părăsiți de omul ăsta care pur și simplu i-a civilizat, au încercat să se împace și i-a spus misionarului următorul lucru. Noi ne împăcăm, dar trebuie să accepți un ritual pe care noi îl avem atunci când ne împăcăm. Și el a acceptat. Și atunci ei pur și simplu au procedat la ritualul acesta și omul ăsta s-a uitat foarte mirat la ce s-a întâmplat. Și ce s-a întâmplat? Șeful de trib care a inițiat războiul și-a luat copilul cel mai mare, care era necăsătorit, și pur și simplu l-a dat pentru întotdeauna să fie fiul șefului de trib pe care el a vrut să-l omoare, adică al celuilalt șef de trib. Și copilul acesta se numea între ei copilul păcii. Iar șeful de trib mai slab, care a primit copilul acesta al celuilalt șef de trib, copilul acum a devenit al lui, într-o adunare pe care a făcut-o cu cele două triburi, public a spus următorul lucru. Dacă tu mi-ai dat fiul tău să devină fiul meu și să devină membru al tribului nostru, asta este garanție pentru noi suficientă, dar necesară, că tu și tribul tău nu ne vei mai ataca niciodată, pentru că tu întotdeauna o să ții la copilul tău, care de astăzi înainte devine fiul meu și devine un membru al tribului nostru. Iar el se numea fiul păcii. Și atunci Don, misionarul, a spus următoarele cuvinte. Acest obicei al lor este secretul cum să le spun despre Iisus. A făcut o adunare cu ei și le-a spus următorul lucru. Aș vrea să vă povestesc despre fiul păcii, despre războiul dintre două părți. Și aș vrea să vă povestesc despre cineva care este jertfit, care își părăsește casa, mama și tatăl, care își părăsește locul unde a copilărit și care se duce într-o altă lume și care se dă pentru ei, pentru ca să existe pace. Și așa el a încreștinat acele două triburi. În această seară mă uit la dumneavoastră, frații mei, și vreau să vă spun următorul lucru. Fiul păcii a venit ca să liniștească conflictul dintre noi și Dumnezeu. Și astăzi este pace.
pace pe pământ. Așa au cântat îngerii, asta este atmosfera din sufletele noastre, asta caracterizează strângerea noastră. Uitați-vă aici oameni care astăzi ar fi trebuit să stea acasă, să se uite la televizor, să mănânce, să bea cu fiii, cu fiicele și cu familiile lor. Se îmbracă în cele mai frumoase haine, se pregătesc săptămâni și luni întregi și ne organizăm într-o adunare sfântă care nu e o dată pe an, simplu, floare la ureche, ci de câteva ori pe săptămână și vin aici. Câtă dragoste trebuie să existe în inima acestor oameni ca să-i motiveze? Una foarte mare. În această seară, Fiul Păcii este Cel pe care îl cinstim, pe care îl onorăm și pe care îl slăvim. Aceasta este, în două vorbe fiind spusă, istoria întrupării. O istorie pe care noi o cinstim, o istorie pe care noi o cunoaștem și ne închinăm nu în fața ei, ci în fața Celui care a venit în mijlocul nostru. Lăudat să fie Domnul!